Vorbim foarte mult pe acest canal despre cum să vorbești cu o fată, cum să faci o fată să te placă, cum să intri într-o relație. Însă nu prea am făcut videoclipuri despre cum să păstrezi o fată, pentru că de fapt ăsta e cel mai greu lucru, nu să o cucerești. Ai întâlnit fata asta, îți place foarte mult de ea, ai ieșit la întâlnire cu ea și acum sunteți într-o relație. Dar te întrebi cum să o păstrezi, cum să o faci să nu-și piardă interesul. Ei bine, astăzi vreau să te ajut și să spun 6 greșeli pe care băieții le fac ce determină fetele să-și piardă interesul, ca tu să știi ce să nu faci și să nu o îndepărtezi de tine, așa cum din păcate prea mulți băieți fac. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală este că te focusezi prea mult pe ea. Nu-i dai spațiu, încerci mereu să afli ce face, unde iese, cu cine iese. Calmează-te, sunteți două persoane diferite. Nu-ți face profil de Facebook la comun sau să te muscuia după o lună de relație. Chiar dacă sunteți împreună, nu înseamnă că sunteți una și aceeași persoană. Aveți interese diferite, pasiuni diferite. Lasă-o și pe ea să-și trăiască viața și focusează-te în același timp pe tine mai mult. Asta este prioritatea. Lucru numărul 1. Să te focusezi pe tine în primul rând, mai ales atunci când ești tânăr. Când înaintezi în vârstă, când ajungi să-ți faci o familie, un copil, atunci te pui pe tine pe locul 2 sau 3, dar până atunci tu ești pe locul 1. A doua greșeală care o face să-și piardă interesul este că o grăbești. Te grăbești cu sărutul, cu relația, cu sexul chiar. Însă fetele nu se mișcă chiar așa de repede. Trebuie să te supună la anumite teste, să vadă că ești băiatul potrivit. Nu merge chiar așa rapid cum ai vrea tu. Dacă te grăbești și devii insistent și enervant, tot ce faci este să o îndepărtezi și să o faci să-și piardă interesul, pentru că asta e natura umană. Când forțezi pe cineva să facă ceva după placul tău, nu o va face. O va face doar dacă dorește și simte asta. A treia greșeală care o determină să-și piardă interesul este că îi dai controlul total asupra vieții tale. Fiecare decizie este la ea, nu contează ce crezi tu. Îi permiți să se uite prin telefon la mesajele tale sau să îți interzică cu cine să ieși pentru că nu-l suportă. În acest moment, dacă îi permiți toate aceste lucruri, poți să te duci să-ți cumperi o zgardă, tocmai ai devenit câinele ei de companie. Într-o relație trebuie să existe respect reciproc, dar când îi dai cuiva un asemenea grad de control asupra vieții tale, nu mai există acel respect. În schimb, te transformi într-un sclav. Și unor fete le place când un băiat se lasă atât de mult controlat de ele, pentru că le dă un simț de autoritate. Însă cele mai multe preferă să se îndepărteze și să-l lase în pace pe acel băiat, pentru că nu vor să fie cu cineva care e atât de slab încât să-și dea controlul total asupra vieții sale. A patra greșeală este că te schimbi pentru ea. Te schimbi pentru ea pentru că ai impresia că nu e suficient de bun și nu ești confortabil cu persoana ta. Iar asta îi arată ei că nu ai încredere în tine, iar fetele se îndepărtează de băieții care nu au încredere de sine. Iar asta ne duce la a cincea greșeală care o face să se îndepărteze, care provine din aceeași neîncredere de sine, și anume că ești gelos sau posesiv. Adevărul este că dacă ea vrea să te înșele, te va înșela. Nu este un lucru pe care tu îl poți preveni. În liceu am avut o prietenă care îmi spunea că iubitul ei de la acea vreme era atât de gelos și atât de posesiv încât o urmărea pe stradă să vadă unde se duce. Băiatul ăla făcea tot ce putea să facă ca să se asigure că îi e fidelă și că nu îl înșeală. Ce crezi? Tot l-a înșelat. Nu poți preveni chestia asta, de aceea eu sunt de părere să mergi pe încredere până când încrederea îți este doborâtă. Acordă încredere, las-o să facă ce vrea, las-o liberă, nu încerca să o testezi să vezi dacă te înșală sau chestii de genul. Pur și simplu, las-o să facă ce vrea și dacă e să te înșele, atunci afli întâmplător și rupi toate legăturile cu ea. Știu că poate ți-e mai greu să acorzi încredere cuiva, mai ales dacă ai fost înșelat la un moment dat, însă dacă pleci din prima într-o relație cu această suspiciune că, mamă, dacă mă înșeală, părerea mea că acea relație este predestinată eșecului, din prima. Și a șasea greșeală care o determină să se îndepărteze este că nu încerci să o recucerești. Relația devine plictisitoare și monotonă, o scoți în aceleași locuri, nu mai ești romantic, nu mai ești amuzant, faceți aceleași lucruri la fiecare întâlnire, nu mai e acea scânteie de la început. Mereu încearcă să reaprinzi acea scânteie de la început, chiar dacă e mai greu pe măsură ce avansează relația. Începe să vă cunoașteți mai bine și e normal să vă acomodați unul cu altul. Nu mai sunt fluturașii ăia de la început. Însă mereu încearcă să schimbi ceva, să vii cu ceva nou, să vă duceți în locuri noi în care n-ați mai fost, să vă jucați un joc nou.
ceva, chestii de genul. Asta te ajută să menții relația vie, sănătoasă și să nu devină monotonă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, link-ul e în descriere. De asemenea, dacă te alături canalului, poți avea acces la serverul nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele adolescenților pe care s-ar putea ca și tu să le întâmpini. Apasă butonul Alătură-te de mai jos ca să devii membru al canalului și să ai acces la serverul de Discord. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M reușită, nu rateu, pa, pa!